Consiliul Județean Călăraș, prin Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, a organizat în perioada 29 noiembrie-1 decembrie 2019 Zilele Județului Călăraș. Festivitatea de deschidere a evenimentului a avut loc vineri 29 noiembrie, începând cu ora 12, în sala Barbu Știrbei a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Primul călărășan pe lista noastră se numește Ionel Anăstase, este jurnalist, a plecat din Călăraș intrând în colectivul Antenei, a urmat România TV, acum este pe cont propriu și ne reprezintă cu cinste, primește din partea președintelui Consiliului Județean Călăraș o bine meritată distinție. Mare onoare pentru Călăraș, Ionela, te-am urmărit cu mare drag când prezentai emisiunile la Antena 3. Uite că astăzi reprezinți partea frumoasă a Călărașului în partea jurnalistică, să spunem, sau pe business de jurnalism în România. Mulțumim că ne reprezinți cu mare cinste Călărașul. Aoleu, n-am mai luat un premiu din clasa 5-a. Noroc că am venit aici la Călăraș. Ce vreți, discursul scurt sau pe cel lung, ca să știu? Scurt și la obiect. Pe cel de suflet, Ionela. Pe cel de suflet. Dacă vorbim despre Călăraș, este de suflet, pentru că nu există dată ca să aud sau să văd la televizor, la radio, într-un colț de gazetă Călăraș, fără să reacționez. Am crescut aici, m-am format aici, părinții îmi trăiesc aici, am foarte mulți prieteni, mulți sunt aici în sală și le mulțumesc că au venit astăzi și să mă vadă. Am plecat în 2001, dar până atunci m-am angajat în 1994 la Opinia Publică, se numea pe atunci, ziarul condus de distinsul profesor Sorin Danciu. Sunt aici reflectoare în fața mea, nu știu dacă direcția mi este bună, dar știu că este în continuare aici. Și, domnule Danciu, cu permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi, vă rog, să amintesc un episod de la momentul meu de angajare la Opinia Publică. Am venit la Opinia Publică, domnul Danciu, era redacția într-o garsonieră undeva vis-a-vis de Direcția Agricolă Călăraș. Domnul Danciu stătea relaxat pe un fotoliu, eu m-am așezat timid, eram o fată de 18 ani, abia terminasem liceul, în fața domniei sale. Domnul Danciu se uită la mine și zice, scrie mâncați așa. Oare așa vorbește profesorul Sorin Danciu sau îmi dă un test de gramatică? Da, mi-a dat un test de gramatică, l-am trecut, nu-i așa, domnule profesor, de vreme ce m-ați angajat. Am mers mai departe, am plecat la București, am făcut presă scrisă, televiziune, la radio n-am ajuns până acum, dar cine știe. Am văzut accidente în viața mea, am relatat de la inundații, am văzut case prăbușindu-se, am văzut oameni murind în spitale, am intervievat actori, artiști, președinți de stat și de partid, singurul politician care m-a refuzat vreodată la un interviu este Klaus Iohannis. Eu mai sper, promit aici solemn, este și o mărturisire dacă vreți, la anul am să mă întorc în televiziune și mă țin de capul domnului președinte să stea cumva în fața mea și să-l iau la întrebări. Niciodată nu este prea târziu. Pe asta mă bazez și sper. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această distinție. Înseamnă foarte mult pentru mine. Foarte, foarte mult și, credeți-mă, chiar sunt emoționată la televizor, într-o transmisiune live. E mult mai ușor decât aici pe scenă. Mulțumesc din suflet! Noi îi mulțumim Ionelei Năstase pentru toate bucuriile și pentru toate momentele deosebite realizate în această frumoasă, dar grea meserie de jurnalist. Ionela, o să-ți mulțumesc și eu din suflet, chiar dacă nu-s de la Călăraș. În urmă cu 14 ani am fost colegi la Antenă, eu eram corespondent de la Constanța, la Antena 1 și Antena 3. Ne-am întâlnit cu dragă inimă, îți mulțumesc mult că te revăd după atâția ani. Mulțumesc, Ionela Năstase! Următorii tineri care vor urca pe scenă, eu să știți că nu îi văd în sală din cauza luminilor, însă trebuie să fie alături de noi și o voce de radio se numește Daniela Mihai Soare și este o rază de soare a Radioului Național, Radio România Actualități și mai nou Hot News. Felicitări! Mulțumesc tare mult! Da, pe Ionela am cunoscut-o. Asta mă bucur că sunteți. Avantajul radioului, da? Pentru că la radio vocea doar se aude, chipul nu se vede, da. Dar până la urmă și asta face parte din mirajul vieții.
Așa este. Felicitări. Mulțumesc tare pentru mult. Pentru că ne reprezentați și reușiți cu mare cinste să puteți să arătați că și Călărașul a dat și a dăruit națiunii române oameni importanți care ne reprezintă. Pentru mine premiul mă bucură și mă onorează în același timp. Niciodată nu mi-a fost rușine să spun că sunt din Călăraș. Și să știți că lumea cealaltă, care locuiește în cealaltă parte a țării, reacționează foarte frumos atunci când se aude, când auzi despre Călăraș. E mai mult decât un praf sau mai mult decât oraș. Aș spune că eu, de când am venit președinte, am făcut cunoscut Călărașul mai mult decât a putut să-l fac altcineva. Indiferent că sunt mesaje negative sau pozitive, l-am făcut cu mare cinste. Atunci și dumneavoastră meritați felicitări. Eu mai fost pe această scenă, întotdeauna am emoții. Mulțumesc Ionela, mulțumesc Marilena, îi mulțumesc și Ionelei pentru că a vorbit atât de frumos despre această magie care înseamnă jurnalismul în general, indiferent dacă ești la radio, ești în presă scrisă sau ești la televiziune. Vă mulțumim din suflet și felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru că reprezentați cu cinste Călărașul. Vă mulțumim pentru toate aceste momente. Mulțumim frumos, Daniela Mihai Soare. Mai avem o actriță care a plecat din Călăraș și o vedem acum în serialul Umbre, interpretând rolul Ginei. Se numește Maria Obretin, Maria Cristina Obretin. Nu știu dacă a venit, dacă a ajuns, pentru că n-am reușit să vorbim. Dacă nu, distincția o să ajungă la Maria. Al treilea călărășan operează zi și noapte, fără încetare. S-a născut într-o familie deportată în Bărăgan și a luptat continuu să ajungă ceea ce este acum, un chirurg renumit. Astăzi nu poate veni alături de noi, am vorbit cu el la telefon ieri și mi-a spus: Mari, operez două cancere, așa că este mai important ceea ce face domnia sa acolo la Spitalul Colțean. S-a venit mama lui, nu știe de ce a venit astăzi. Livia Grama primește premiul pentru medicul Florin Grama. Doresc, doamna Grama. Suntem undeva în sală, dar ușor, ușor ajunge și la noi. Mama domnului Florin Grama. Doamna Grama, să-i mulțumim că ați dat viață unui om minunat, care ajută Călărașul zi și noapte. Orice problemă apare în Spitalul Călăraș, primul om pe care îl deranjăm și îl sunăm este Florin Grama. Vă felicit pentru acest copil minunat pe care ni l-ați dăruit, nu numai Călărașului, națiunii române și celor care i-a ajutat. Cred că au cuvinte de recunoștință, pentru că mulți au fost salvați de Florin Grama. Mulțumesc mult, am emoții, îmi cer scuze pentru el, dar chiar nu a putut să vină. Vă mulțumesc și vă doresc să vă tot fericit. Doamna Dana Grama, mulțumim din suflet. Imaginați-vă câte emoții când e vorba de copilul domniei sale, câte emoții a putut să ne transmită fiind și învățătoare, cât de lejer putea să vorbească. Uitați că s-a blocat și un învățător poate să fie emoționat când primește o distinție pentru un copil al domniei sale. Aceste gesturi frumoase din suflet, pentru suflet, nu fac altceva decât să emoționeze, domnule președinte. Mulțumim frumos, domnule. Vă mulțumim. Manifestările dedicate județului au continuat pe scena amplasată pe platoul din fața sălii Barbu Știrbei, cu spectacole folclorice și concerte susținute de trupele rock. Duminică 1 decembrie, în ultima zi a evenimentului cultural, pe scenă au urcat într-un recital de excepție Maria Buză și Taraful, Ionuț Dulgheriu și tinerii din cadrul grupului Flores Campi, dar și cei ai Palatului Copiilor din Călăraș. La mulți ani, dragi români! Astăzi, 1 decembrie, la 101 ani de la Marea Unire, de la Alba Iulia, vă spun că echipa Consiliului Județean, care astăzi e în spatele meu și v-a prezentat-o Marii Voivozeanu, e echipa care muncește pentru județul Călăraș, pentru dumneavoastră, pentru cetățenii municipiului și al județului Călăraș. România pe care ne dorim cu toții să fim respectați de cei care sunt aleși. Acei oameni care sunt aleși după ce sunt pe scaune, pe funcții, cam uită de ce au fost aleși. De aceea avem nevoie ca noi cei care suntem aleși o dată la 4 ani să fim în slujba dumneavoastră, să ne facem datoria față de dumneavoastră, să înțelegem că taxele și impozitele pe care dumneavoastră le plătiți, funcționarii pe care îi conducem își iau salariile din ceea ce dumneavoastră plătiți ca noi să funcționăm. Asta e România normală pe care mă doresc, asta e România pe care vă promit pe viitor că vom intra în normalitatea de care
călărășenii au nevoie. Vă spun la mulți ani, muncim pentru dumneavoastră, încercăm să facem un Călăraș normal, un județ normal, să vă bucurăm și să vă arătăm că se poate face și la administrație treabă. E greu, sunt multe lucruri pe care nu pot fi spuse, dar noi încercăm să vi le aducem la cunoștință prin ceea ce facem, prin faptele noastre, prin dăruirea pe care acești oameni o dau, o dăruiesc acolo unde sunt și unde își desfășoară activitatea. Spun la mulți ani, într-un călăraj mai bun, într-un călăraj normal și că astăzi este ultima zi, vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre de a fi prezenți la cele 3 zile de manifestare cultural-artistice ale zilelor județului Călăraș. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, călărășeni!